Școala și mai ales profesorii noștri au o influență foarte mare asupra noastră. Și vreau să mulțumesc tuturor profesorilor pe care i-am avut, care m-au format și care au contribuit la cine sunt eu astăzi. Și acum a trebuit să aleg un profesor în special și mi-a fost foarte greu, pentru că am o listă întreagă, dar m-am hotărât să îi mulțumesc doamnei profesoare de română pe care eu am avut-o în liceu. O doamnă extrem de frumoasă, o doamnă extrem de stilată, o femeie cu o energie fantastică, ce intra în clasă și cumva se făcea liniște, pentru că deveneam foarte atenți. Modul în care preda era incredibil, ne făcea să ne dorim să fim în clasă, să nu chilim, așa cum făceam la alte ore, și chiar să participăm. Așa că vreau să vă mulțumesc, doamna profesoară Lancor, pentru tot ce mi-ați oferit și pentru atitudinea și energia și pentru tot ceea ce ne-ați învățat. În primul rând am înțeles că dacă vrei, poți să faci absolut orice pe pământul ăsta, indiferent cât de greu ți este. Așa că eu sper că sunt cât mai mulți copii, mai ales din zonele defavorizate, care au acces la învățământ și la profesori. Și de aceea vreau să îi felicit pe cei de la Teach for Romania, care de 7 ani pregătesc și susțin financiar profesori care să meargă să predea la școlile publice care au un grad de abandon școlar foarte ridicat pentru a pregăti elev cu elev pentru viitorul României. Și vreau să vă dau câteva date despre Teach for Romania. Anul trecut și mai ales în perioada pandemiei au împărtășit resurse cu peste 20.000 de profesori din învățământul public, adică 1 la 10 profesori din România. Și profesorii din Teach for Romania au rolul, în primul rând, să se asigure că nivelul de alfabetizare al copiilor crește, adică să se asigure că ei știu să scrie, să citească și să aibă o judecată critică. Ei nu pot face asta decât cu ajutorul nostru, pentru că trebuie să susțină în continuare profesorii. Așa că noi putem să-i ajutăm trimițând un SMS cu textul model la 8844 sau să facem o donație pe site-ul modelepentruviitor.ro. Avem nevoie să facem asta și putem să facem doar împreună.